Bine v-am regăsit, prieteni! Carmen Tănase este un reper în lumea artistică din România, dar și în lumea publică, în cea publică, în spațiul public. Pentru că nu se sfiește să-și exprime părerile cât se poate de direct, fără menajamente și fără să-i pese dacă deranjează anumite zone de putere. Flăcărica, așa cum încă îi spun mulți români, vine astăzi, sau este astăzi, la Mădălin Ionescu Show pentru o discuție fascinantă, liberă, sinceră, despre viața și cariera ei, despre bucurii și eșecuri, despre decizii inspirate sau proaste, despre iubire, bani, familie și prieteni, poate și dușmani. Nu ratați o secundă din această ediție realmente fabuloasă. Dacă o întrebai când era mică ce vrea să se facă atunci când o să crească mare, ar fi răspuns foarte repede: inginer, zootehnist. Dar astrele aveau alt plan pentru ea. În 1982 a urcat prima dată pe scenă și nu a mai coborât. Are o energie molipsitoare și cucerește publicul într-o secundă cu dăruirea și umorul ei. Incredarea nu erau dărate! Erau exact așa cum le făcea mama. Cum îți plăceau ție, zi, mă! Despre ea și despre vremurile pe care le trăim vom vorbi astăzi. Da, aș putea să știu cine a scris-o? Nu era semnată? Domnul Goldstein, încolo, dincolo. A scris-o unul gras și urât. Da, dar despre mine a scris bine. Rămâneți cu noi pentru o ediție de colecție. Ei bine, doamnelor și domnilor, Carmen Tănase în platoul Mădălin Ionescu Show, o altfel de ediție astăzi. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit și ne-am obișnuit să vorbim despre nebunia COVID, în era COVID, despre noi relații sociale, despre ceea ce ni se pregătește sau nu, despre ceea ce trăim sau nu. Avem, probabil, și în această ediție ocazia să mai comentăm o știre sau alta. Mă gândeam să încep cu știrile zilei, dar toate sunt despre certuri pe scena politică românească, despre dezvăluiri incredibile legate îmbrânceli, că astăzi modul s-au... în care se fac statisticile. Da, astăzi s-au și îmbrâncit. S-au mai bătut. E o țară liberă încă. Sigur că da. Atâta timp cât parlamentarii se mai bat între ei. Ne exprimăm liber. Colonați, da, încă ne exprimăm liber. Vorbeam un pic înainte de această ediție despre familie, băiatul tău, și mi se pare o chestie... Aș începe altfel, că pregătisem altceva. Aș vrea să te întreb, cum crezi că au ajuns oameni din țări cu tradiție democratică să se încoloneze atât de ușor în acest nou tipar social, generat de o criză medicală? Adică, înainte te gândeai să emigrezi în Olanda, cum la un moment dat, sau să pleci... Vreau în America. Tu ai vrut în America. Ne gândeam că poate ar fi bine după 50 ceva de ani, dacă avem cu ce, să ne putem retrage într-o țară, gen Spania sau Grecia sau ceva de genul ăsta. Și acum nu prea ne mai vine, așa că nu prea mai, în afară de peisaj, care contează, mai e și latura asta interumană sau socială sau politică. Nu prea politică mai ales. Cum de s-a ajuns în situația ca toată lumea să se înregimenteze? Ziceai de țările civilizate, nu? Cu ghilimele de rigoare. Păi ei nu au știut ce li se întâmplă. Ei au fost luați prin surprindere. Noi, ăștia, generația noastră, tot am mai apucat niște vremuri crâncene. Nu ca acum de crâncene, altfel. Acum sunt mai parșive decât erau atunci. Dar ăia nu știu cum e așa ceva. Și atunci, dacă lor li s-a spus stai la un metru jumate, ei au stat, că n-au văzut pericolul. Nu și-au dat seama de pericol, habar n-aveau. Bine, nici ăștia mici ai noștri nu și-au dat seama și nu-și dau nici acum seama de pericol. Unu, doi la mână. Ăștia sunt foarte mulți corporatiști, peste tot. Și dacă ai văzut, că și pe aici, cred că sunt birourile alea care sunt pătratele alea. Omul stă izolat de celălalt într-un pătrat. Și mai scoate capul un pic să mai zică nu știu ce. Cam așa este societatea acum, în momentul ăsta. Este o mare corporație cu multe, multe pătrate din alea și care se ridică în picioare, poc,
este băgat la loc în cutiuță. Adică mai poți așa să scoți capul pe după cubul tău și să-i zici ceva vecinului. Dar chiar să te ridici în picioare e deja cam mult. Dar așa se explică faptul că ei nu au realizat ce li se întâmplă. Acum își dau seama că vezi că ei ies, pentru că ei au o tradiție, au o democrație, totuși au trăit în democrație atâția ani și dintr-o dată și-au dat seama că nu e nimic trecător și că lucrurile astea așa vor fi de acum încolo. Veșnic, am vrut să spun, da. Și că lucrurile astea așa vor fi de acum încolo. Încep să realizeze și ies și se bat și libertatea... Asta este și rațiunea pentru care Angela Merkel... Nu știu, nu, n-aș zice. Cel puțin... acum a afirmat că a fost o greșeală intenția de a impune restricții severe de Paște. Eu nu aș avea încredere. Va renunța. Nu aș avea încredere. Adică nu suntem siguri că nu va reveni, nu? Nu am încredere. Niciunul nu am încredere. Adică s-a întâmplat ceva acolo care a determinat-o să facă declarația asta. Urmează alegeri. Și iată, și după aceea o să vină o cocoașă sau un val sau un picior sau un genunchi sau un ceva și o să se schimbe lucrurile. Noi am vrut, dar nu s-a putut. Cum era? Ai zis de... că înainte parcă era totuși altfel. Am trăit în dictatură. Te-ai născut în dictatură, da. Plină dictatură. Da. Și într-o perioadă în care... Cred că l-ai prins pe Gheorghe Iudeș? Da. Cred că aveam 2 sau 3 ani când a murit Gheorghe Iudeș. Aveai 2-3 ani când a murit Gheorghe Iudeș. Da. Păi a venit Ceaușescu, care a adus o perioadă de liberalizare. A fost ok prima. A avut o perioadă de liberalizare. Cum a fost copilăria ta în dictatură, dar alt tipar de dictatură? Dar eu nu îmi dădeam seama că e dictatură. Asta zic. Cum a fost copilăria ta? A fost... Eu cred că sunt ca olandezii. Eu nu mi-am dat seama că e dictatură. Nici ăștia nu și-au dat seama că ce urmează. Eu am trăit o copilărie frumoasă, cu niște părinți minunați, care au avut grijă de mine, care s-au îngrijit să nu-mi lipsească absolut nimica. Deci am fost un copil extraordinar de răsfățat. Nu eram foarte bogați, să ne înțelegem. Eram niște oameni, adică părinții mei erau oameni ai muncii, nu erau bogați, că nici nu prea erau bogați atunci. Dar, cum să spun, cu tot ce ne-a trebuit, am avut tot ce ne trebuia. Și eu am avut o copilărie excepțională. Excepțională. M-am jucat pe stradă cu copiii ceilalți, de-am rupt nu știu câte perechi de tenis. Cum erai era sociabilă, nu erai retrasă, n-ai fost genul. Nu. Eram sociabilă cu copiii, dar eram un copil timid. De exemplu, uite, am să-ți dau un exemplu. Eram foarte timidă cu oamenii mari și mai ales cu necunoscuții. Atât de timidă încât odată am avut un leu să-mi iau gogoașă. Adică aveam mereu și mă duceam la colț să-mi iau gogoașă. De obicei mă duceam cu alți copii și ei luau gogoș și îmi dădeau și mie. Așa cum m-am trezit în situația de a cere eu o gogoașă. Da. Și mie mi-era rușine să cer o gogoașă. Și era rând, că erau gogoși calde, făcute într-un ceaun așa cu ulei care clocotea acolo, scotea gogoașa, o tăvălea prin zahăr și ți-o dădea într-o hârtiuță. Și eu tot lăsam pe toată lumea să intre în față. Să mănânci și hârtiuța aia. Da, dar mie mi-era rușine să ajung în față și să spun, vă rog să-mi dați și mie o gogoașă. Deci să scot vorbele astea pe gură, mi s-a părut imposibil. Și atât de mult am stat eu cu leu în mână. Am stat și trecea toată lumea, că la un moment dat o doamnă a venit și a zis, fetiță, îți mai trebuie un leu? Să-ți dau eu un leu. Și am zis, nu, dar ea a apucat să-mi dea leu ăla și m-am trezit cu 2 lei. Adică atât de timid eram cu oamenii străini. Dar cu copiii nu, mă jucam cu copiii, nu aveam nicio treabă. Adică mi-a pare să fie genul ăsta, cu oamenii mari are o, față de oamenii mari are o rezervă. Deci ai fost genul care făcea trăznăi. Da. Așa pare să fie. Da. Care e cea mai mare trăznăie pe care ai făcut-o în copilărie, ți-amintești? Nu știu. Una care să-i fi șocat și pe părinți sau una pe care o știi tu, dar... De care ei n-au aflat. Nu știu dacă e neapărat trăznaie. Am făcut una rea de tot, în sensul că, fără să vreau, după ce am ieșit de la școală, m-am dus la prietena mea, Aliki Mihalopoulos, dacă se uită, o salut, e grecoaică și e în Grecia, în Salonic. Eram prietene nedespărțite, râdeam până făceam pe noi ce să mai... Și ne duceam la ea, ea stătea la bloc, eu stăteam la casă și ea la bloc avea leagăne, balansoare de alea, de fier, de cum erau atunci.
Și ne dădeam în leagăn, eram deja niște capre, destul de, să zic că eram în clasa 7, așa, adică nu mai eram niște... Și ne dădeam în leagăne până sus. Și se, el nu se dădea peste cap leagănul, că avea o piedică, fiindcă era de metal. Și se oprea în bara de sus și iar se oprea pe partea elaltă în bara de sus. Și atât de tare m-am dat în leagăn, la un moment dat mi-a alunecat piciorul, am sărit, că mi-am dat seama că o să cad, am sărit și ca proasta, stând acolo jos, m-am ridicat și am zis, hei, poc! Și mi-a venit leagănul ăla în viteză, norocul meu că m-a iubit Dumnezeu și mi-a venit în față, că acum nu mai stăteam de vorbă. E bine că te-a lovit în față. Mi-a venit aici. Mi-a venit aici, mi-a luat asta, vena asta și am căzut în nesimțire pe jos. Și apoi când mi-am revenit, toți copiii de la bloc erau acolo și mi-a rămas aici o vânătaie pe gât multă vreme, mulți ani de zile, dar eram julită toată și așa, dar atunci puteam să mor. Și îți dai seama că... Cumpănă, practic. Cumpănă, efectiv. Și când m-am dus acasă, tata m-a văzut cu ghiera, cu gâtul tot era vânăt. Îți dai seama ce izbitură a fost aia. Pentru că leagănul era din fier și avea o chestie de lemn, atâta. Lemn gros. E, aia în viteză, aia mi-a venit aici în gât. Și până la urmă i-am spus... Am mâncat o bătaie și după ce că eram așa, am mai mâncat, așa, mai avut una după care am mâncat bătaie, că m-a mușcat un câine aici. Deci am și aici, acum semn, eu fiind nebunită după câini și câinele n-a avut nicio vină, că n-a vrut să mă muște el pe mine, vărmiul a ciupit un câine mare polițist, al unui polițist, lup mare, frumos la mare, și eu m-am dus să-l mângâi cum mă duceam la toți căței și vărmiul de oftică că nu îl lăsa și pe el să-l mângâie, s-a dus pe la spate și i-a smuls fire din coadă. Și câinele s-a întors, așa, și când s-a întors s-a dat cu colțul în ochiul meu aici. Deci un centimetru mai jos îmi spărgea ochiul. Noroc că tatăl, unchii meu, tatăl vărului meu, era chirurg. Și la restaurant acolo, pe o masă, în bucătărie, m-a cusut efectiv. Pentru că era, da. Și atunci am luat bătaie. Dar am luat pe nevinovat atunci am luat bătaie. Sunt cei din generația asta care sunt foarte sensibili, că e, noi nu mai bine, luăm. Hai că noi nu mai luăm din când în când. Da, ce să spun. La mine tata n-a dat niciodată în mine, dar ba, eu am luat o bătaie de și îi mulțumesc. Nu a fost nevoie, pentru că singura oară în care l-am văzut nervos, venind spre mine mai agresiv, nu mai țin minte ce făcuse, întrântisem o ușă în casă, aveam țin minte că era un reșou pe care era un ibric, pentru că iarna mama obișnuia să umezească atmosfera în casă. Da, da. Era foarte uscat și am ajuns cu fundul pe ibricul ăla și nu-ți dai seama ce s-a întâmplat cu mine. N-am nicio urmă, dar ani de zile au fost niște urme serioase după întâmplarea și tata din acel moment, nu știu dacă m-ar mai fi bătut în viață sau ar fi încercat să dea mine, dar din acel moment nu s-a mai întâmplat nimic. Și nici în niciunul dintre noi. Dar mă rog, revenind la tine, că despre tine este vorba. Deci, pe lângă aceste bătăi, înțeleg că ai avut o relație foarte bună cu părinții. Bătăi, că îmi dădea cât o curea la fund, ce să spun bătăi. La aceste momente, de cine erai mai legată, mai atrasă, de mama sau de tata? În copilărie de tata. Pentru că el era mai zurliu așa, cu mult simț al umorului. Mama era mai așezată, mai casnică, mai cu treburile familiei toate pe capul ei. Noi eram mai așa nonconformiști, ca să fiu elegantă, și aveam secrete, aveam... Tata întotdeauna a chesat la faptul că eu adunam tot felul de orătănii de pe peste tot și luam numai pisici râioase, șchioape, chioare, adică pe care le făceam bine, le tratam, le înfășam, le nu știu ce. Ai dorit să fii medic veterinar? Mi-am dorit să fiu medic veterinar, dar vreau să spun una cu tata care e foarte tare, ca să vezi cum era tata și cum se punea la mintea mea. Odată aveam o pisică albă cu niște pete destul de puține galbene. Și ne-a venit ideea, eu eram deja, cred că eram pe clasa 9, o chestie de genul ăsta, și mi-am făcut că nu erau vopseluri de-astea de păr. Și am văzut la o fată mai mare și am vrut și eu să-mi fac o șuviță blondă aici. Și mi-am făcut cu perhidrol, cu apă oxigenată, cu ce știu eu ce mi-ai fi făcut acolo.
banul cu cromoplatin. Era unica vopsea pe care se găsea la noi, cromoplatin 1, 2, 3, 6, în funcție de nuanțe. Și aveam cromoplatinul ăla. Și i-am zis, tati, băi, ajută-mă și pe mine să mă dau, mă rog, m-a dat, tata m-a dat, îți dai seama? Și a trecut aia amărâta prin fața noastră. Și mă, m-am uitat la tata și tata la mine și am zis, nu e așa că e cam urâțica albă așa? Da, hai să o vopsim. Și a vopsit pisica cu o periuță de dinți veche, n-aveam perii de-astea, cu o periuță de săraca cât s-a zbătut și am vopsit-o și culmea pe plănița ei albă, vopseaua aia da verde. Mamă. Și am zis, e nasol, deci dacă iese pisica verde cu galben, am pus-o. Și apoi, după ce am vopsit-o toată partea albă, adică 80% din pisică, am fugărit pisica să nu se lingă, pentru că nu știam dacă soluția aia nu e otrăvitoare. Bref, s-a uscat pisica, săraca de ea, s-o mai fi și linși ce a făcut, și a ieșit o pisică cachi cu galben. Și îți dai seama că ea ieșea pe stradă pisica, că noi stăteam la curte. Era circ, deci când era pisica pe stradă și trecea lumea, se uita ca la urs. Ia uite, o pisică verde, ea era cachi așa. Săraca, până i-a trecut culoarea aia de ce-a dorat. Relația cu tata era, am înțeles că avea un umor special. Da. Și ai vorbit despre el la superlativ în permanență. Da. Ai spus că este, a fost cel mai frumos bărbat pe care l-ai cunoscut. Da. Dacă, bărbatul vieții mele bărbatul e vieții tata. Tale, da. Și mă gândeam la... Cât de importantă este relația unei fete cu tata? Cât contează tatăl în viața unei fete, din experiența pe care o ai tu? Păi, cât de mare e aportul pe care un tată trebuie să-l aibă? Eu îți spun de mine că așa, da. Nu știu. Știu așa, din legenda este că fetele sunt mult mai legate de tați și băieții de mame. Asta e legenda și așa pot să spun și eu de fiul meu. Dar fiul meu nu a apucat să ajungă la vârsta adolescenței și să aibă tată, pentru că tatăl lui a murit când el avea 11 ani. Dar este foarte legat de mine, într-adevăr. Și eu am fost foarte legată de tata pentru că... Repet, ăsta e cazul meu. Tatăl meu a fost prieten cu mine. Chiar dacă era intransigent și nu lăsa să treacă nimic de la el. Adică erau niște lucruri pe care eu trebuia să le respect. Și anume, să fiu punctuală, să fiu corectă, să nu mint, asta nu prea a ieșit, că și el mințea, ce să mai discutăm. Deci nu prea a ieșit asta, dar el mi-a dat și lecția asta. Dar niște principii elementare de viață. Și a ținut foarte mult la ele, uneori chiar pedepsindu-mă pentru asta. Și atunci le-am băgat la cap și îmi amintesc cu drag de lucrurile pe care le-am învățat de la tata. Și acum, uite, am 60 de ani, practic eu sunt mai bătrână decât era tata când a plecat, știi? Și îi mulțumesc pentru că datorită lui și a mamei, bineînțeles, sunt ceea ce sunt acum. Înțeleg că el a contat foarte mult în decizia pe care ai luat-o. El a venit cu ideea. Da, pentru că opțiunile pe care le-ai avut până atunci nu prea i-au plăcut. Adică nu a vrut să te faci medic veterinar și n-a vrut niciun caz să te muți să ajungi la o fermă, inginer, nu. Zootehnist. Nu, bine, în capul meu erau bazme. Da. Că mă duc la fermă și eu să umblu prin ferma splendidă, călare pe cal, cu părul în vânt și o să dau vițeilor cu biberonul, să... Îți dai seama, tata știa foarte bine. Nu știu cum arată un CAP comunist, dar mă rog. Și tata știa foarte bine și a zis, băi, termină cu aberațiile astea în capul tău, gata, te duci la liceu pedagog. Nu vroiam de niciun fel, dar na, ce să fac, eram copil, dar trebuie să mă duc. Nu puteam să decid eu. Vreau să urmezi un liceu pedagogic, pentru că în cazul în care nu e la facultate... Să rămân învățătoare. Și el era din familie de învățători și profesori și a zis, urmează și tu tradiția familiei, dacă nu o să poți să faci ce o să vrei tu să faci. La un moment dat, nu aberațiile astea cu zootehnie și nu știu ce. Mie mi-ar fi plăcut și zootehnie, ce să spun. Așa. Și mai ales medicină veterinară mi-ar fi plăcut la nebunie. Dar nu cred că aș fi intrat vreodată nici la una, nici la alta. De ce? Pentru că nu aveam nicio aplecare către chimie, fizică și astea, științele realiste, nu aveam nicio treabă. Și să mă apuc să învăț fizică, chimie... La practică sunt foarte bună și acum, pentru că am multe animale de când mă știu, pentru că am trecut cu ele prin diverse situații crâncene, că eu am numai nenorociri.
pentru că am fost, mă cunosc medicii veterinari cap în cal breaz și pentru că am învățat și eu de la unul, de la altul am mai luat. Sunt destul de practic așa. Câte animale ai? Că aici e o întreagă polemică. Ei, lasă, nu mai. N-are rost, da? N-are sens. Să nu sezizăm. Lasă așa. Nu e, că n-avem ce să sezizăm, dar nu e. Unde le ții? Unde le ții? Oricum, acum nu mai am câte aș vrea să am. Păi unde să le țin? În casele. Mai iguana? Nu mai am, a murit. A murit. A murit iguana. Iguana care a căzut de la balcon, știi? Dar n-a murit atunci. Deci a supraviețuit. A supraviețuit. Eu n-am știut că iguana are oasele. Na, bar n-aveam. Că are oasele goale. Și ea când a căzut de la balcon, bine, eu am văzut la același nivel cu ea că se desprinde de zid. Poc! Dar ea până jos cumva a plutit. Știi? Adică n-a căzut fleașcă. Și când am îndrăznit să mă uit în jos, pentru că prima oară n-am îndrăznit, am văzut-o întreagă. Și atunci am alergat pe bulevardul Pantelimon. Îți dai seama, trecea lumea. Adică la ce etaj? 6. 6. Trecea lumea pe trotuar și dintr-o dată cade o iguană. Cum o fi aia? Noroc că nu era prea multă lume atunci, dar a fost așa o vâlvă acolo pe Pantelimon. Unii stăteau să au făcut așa o barieră să nu iasă în stradă, unde e tramvai și așa. Adică s-au întâmplat niște deci, lucruri. Și la un moment dat că aveai 3 câini, știam și numele lor, 3 pisici, aveai o iguană și nu mai știu. Deci mi s-a rupt filmul la un moment dat că erau destul de multe animaluțe în viața ta. Și mai avusese altele pe care le pierduse. Deci, de s-au, atunci, mai adăugat. Am avut și tarantula. Și nu cred că ai avut. Da, două. Fimiu a avut ideea cu tarantula și a zis, bun, a luat tarantula, ok, a ținut-o cu și a zis, eu plec în Olanda, nu pot să mă duc cu tarantula după mine. A, mulțumesc frumos și mi-a adus mie tarantula. Da, și cu tarantula e o chestie foarte tare, pentru că la un moment dat îi dădeam viermi, niște viermișori, așa, mă duceam în piață unde sunt pescarii care vând momeli și așa și luam viermi și, în fine, ea avea acolo un terarium cu o căsuță și făcuse ea acolo o pânză, o ceva. Destul de amabil așa, n-am avut probleme cu ea. Eu am și pus-o pe mână la un moment dat, adică, nu, am citit că nu e cazul să o agresezi pentru că aruncă pufii ăia. Și sigur că dacă o agresezi rău, o tragi-o, asta te și mușcă, dar nu îți face nimic. Adică pufii aia doar te îți fac o iritație, da. Și eu sunt drăguță cu animalele, ele sunt drăguțe cu mine, n-am avut nicio problemă. Dar într-o zi, trecând de dormitor prin fața biroului unde era tarantula, că a fost ca în filme, am trecut și m-am întors și am văzut două tarantule. În terarium. Păi și a doua de unde a apărut? Și a zis, nu m-am trezit bine. M-am dus la baie, m-am spălat frumos pe față, m-am spălat pe dinți, a uitat două tarantule. Na. Nu, nu, nu. Am chemat-o și pe maică mea. Băi, ia vină puțin încoace. Tu câte tarantule vezi? Două, mama. Să fi făcut pui la fel, ca iau un pui la fel de mare. Păi erau două identice. Știi ce zic? Două tarantule erau. Îl sun pe fiul în Olanda. Măi, Tudore, aici se întâmplă chestii paranormale. Deci a mai apărut o tarantulă. S-a clonat. Ai, măi, mamă, măi, lasă-mă, cum pe bune dormeam și eu. Măi, băiatule, nu e glumă. Îți fac poză. Sunt două tarantule. Ia, seara era una și acum sunt două. Îi fac poză? Nu se poate. Ba da, ai cumpărat, măi, Tudor, nu sunt chiar, adică nu m-am drogat, nu nimic, m-a apărut peste noapte încă o tarantulă, nu știu de unde este. Și pe seara așa îmi dă telefon râzând în hohote. Mămică, suntem proști bocnă toți. Deci ea și-a schimbat carapacea. Cum își schimbă șarpele pielea, ai văzut că da. Perfect iese din piele, așa a ieșit ea din carapace, dar ea nemișcând, că ea stă așa, săraca, nu prea se mișcă decât... Ea nemișcând, aia nemișcând, aia era carapacea. Bă, dar era perfectă, am și luat-o, o am și acum carapacea. Da, cred că această cifră 2 a avut poate un rol în viața ta. Ai avut și 2 prieteni imaginari, înțeleg. Da. Nu mai 2 tarantule. Da, le știi? Da. Buzadon și Cocolina. Da, explică-ne ce însemnau pentru tine acești 2 prieteni imaginari. Adică era o relație serioasă? Sau? Da, o relație foarte serioasă. Era o fetiță și un băiețel, dar nu e că ei vin de undeva, deci nu...
sunt chiar așa rodul pur al imaginației mele. Nu aveam pe perete, la un moment dat, cred că la bunica mea, stăteam în aceeași casă, ei stăteau la etaj. Cred că pe la bunica mea, pe undeva, erau două figurine de Ipsos sau ceva agățate de perete. Da. Două capete. O fetiță cu bazma roșu cu buline albe și un băiețel negru, buzat așa, și cu fes din ăla de turc. Și eu i-am botezat, dacă probabil că stăteam în pat și mă uitam la ei tot timpul, habar n-am, i-am botezat Buzadun, deoarece era buzat, și Cocolina, nu știu, că avea bulinele alea, habar n-am. Și atunci ei mergeau cu mine peste tot, nu că îi luam de pe perete, în capul meu mergeau cu mine peste tot și vorbeam cu ei. Asta mă interesează cât de serioasă devenise relația. Da, tot timpul. Ce discutai cu ei? Câțiva ani de zile a fost treaba asta, nu mai știu exact câți, dar să zicem 3-4, până m-am mai mărit așa un pic să zic că m-am dus la școală. Discutam, știu eu ce vorbeam, nu mai țin minte ce vorbeam. Faptul că nu puteai vorbi cu oamenii mari? Da, păi nu, oamenii mari erau puțin îngrijorați pentru mama că copilul nu e sănătos. Pentru că copilul vorbea singur tot timpul, că așa se vedea din afară. E una care umblă cu o fetiță. Reușeai să vorbești cu acești prieteni imaginari, dar nu cu oamenii mari. Da. Era... Minte ce le povesteai, ce le spuneai, tot ce făceai. Nu, da, ei era genul de jurnal de călătorie. Nu, ei îmi răspundeau, aveam dialog. Aveai dialog și ei? Și da, ei îmi răspundeau ceva. Pentru că știu ce îmi povestea maică. Eu nu mai țin minte acum. Am niște imagini așa, dar destul de șterse. Dar nu era atunci o modă să te duci la psiholog? Era ceva îngrozitor atunci. Era, da, nu, era nu, nici nu, cre... nici nu cred că știau. No, nici nu cred că... Eu vorbeam singur acolo, în lumea mea, în alea, bine, eu mă... Vreo prietenă care avea și la rândul ei astfel de prieteni imaginari, nu? Nu. Ce imaginație bogată. De-aia ai și făcut ce ai făcut mai târziu. Da. Posibil să fie și asta. Dar nu e boală psihică, nu cred să fi fost. Bine a fost. Nu știu, acum uite, stai că mă pui să îmi pun niște întrebări. O fi boală psihică sau... Stai că nu m-am gândit până acum. Asta apropo de tatăl tău, de întrebarea aia, cât de important e tatăl în viața unei fetițe. Pentru că tu spuneai că l-ai căutat pe tatăl tău în relațiile cu bărbații cu care ai interacționat. Și probabil că sunt multe alte tinere femei care fac asta atunci când, dacă au avut o relație ok cu tata. Da, posibil, da. Tot timpul. Ai avut senzația că l-ai găsit atunci când te-ai căsătorit? Într-un fel, da. În Victor? Da, într-un fel, da. Și Victor era fiul unei celebrități. Nu, nu era fiul lui. Strănepotul. Strănepotul, da. Strănepotul unei celebrități. Strănepot, da. Și tatăl lui Țucu era un mare profesor, doctor ginecolog din Craiova. Adică ei erau din familie de doctori. Da, în primul rând familie că era mai mare cum? Familie de grei pe vremea. Da. Da. Pedigree puternic. Da, e adevărat asta. Dar nu așa, pentru mine n-a contat. Adică ți s-a părut că îl vezi cumva pe tatăl tău în el? Sau? Nu știu dacă de la început, nu mai știu asta, dar pe parcurs da. Pentru că eu cu tata am vorbit foarte mult, aveam ce vorbi, aveam o comunicare foarte... Vorbeam și dincolo de cuvinte uneori, peste capul maică mică, asta cu animalele și cu nu știu ce, o puneam noi la cale, mama nu mai putea, că ea stăra ca strângea după noi, știi? Așa am avut și cu Țucu, o comunicare foarte bună și îți mărturisesc ceva. Nu știu dacă am spus cuiva până acum lucrul ăsta, chiar nu știu. S-a întâmplat de două ori să-l stric pe Țucu tata. Uite că îmi dau și lacrimile acum. Da, incredibil. S-a întâmplat de două ori și lui i-a plăcut foarte mult asta. Pentru că Țucu a fost pentru mine soț, iubit, prieten, părinte, absolut tot. Tot. Adică relația noastră a fost una, în primul și în primul rând, de prietenie, de comunicare. Și certându-ne, să ne înțelegem, că ne-am și despărțit. Dar tot prietenă a rămas. Dar cum te cerți cu un prieten, nu cum te cerți cu un iubit, nu am pus cornul niciodată să... Știi? Da, a fost deosebit, a fost special. Da, îți mai aduce aminte, nu știu, ceva... În legătură cu primul iubit sau primul contact, prima relație? Primul iubit? Da. Mi-aduc aminte că eram elevă, cred că nu eram la liceu, cred că eram la școala generală și eram destul de
eram un băț, așa, eram nedezvoltate, că n-aveam nimic de o... Alelalte erau cu forme, cu, eram cu bube în genunchi, cu de-astea. Și un băiat mai solid, așa, și cu mușchi, m-a invitat la film. Nu m-a invitat niciodată nimeni, că eram ca băieții pe acolo, jucam fotbal și m-a invitat la film și când... Fotbal. Jucam tenis cu piciorul. Știi cum e? Da. Aia, na. Da, dar nu prevedeam fete să joace. Aia, jucam, că eram pe stradă acolo toți la oaltă. Și după ce am ieșit de la film, unde am stat, de ziceai că sunt în gips, așa am stat, că nici nu știam cum se face, cum se reacționează. Da, mă gândeam în capul meu, zic, mamă, ce mă dau eu mare mâine la școală, că am ieșit cu un băiat la film, și eu în sfârșit, că toate alea ziceau de... Eu n-aveam. Și când am ieșit de la film, m-a luat de mână. Păi când era așa rău pe vremea aia? Dacă la 14 ani, la... Cât să vei? 12? Aveam... Nu aveam 14 ani. Aveam... Ba da, 13-14 ani, ceva așa. Dar eram o neterminată. O... Și m-a luat de mână și nu mi-a plăcut. Când m-a luat de mână, era mâna umedă, așa... Nu mi-a plăcut. A zis, da, nu-mi place chestia asta. Și după aceea mi-a mai dat întâlnire și am zis că nu pot, că nu știu ce, că gata, asta a fost. E prea umed pentru mine. Dar oricum mare mandat la școală. Adică am un prieten, pă, nici nu mai țin minte săracul cum e. Era boxer, asta vreau să spun. Făcea box. Da. Și totuși în fața ta a avut emoții. Dacă i-a transpirat mâna... Mă, nu știu dacă i-a transpirat că a avut emoții sau așa era mâna lui. Nu știu, nu știu, abar n-am. Deci asta îmi amintesc. Cred că asta a fost... Nu poți să zici că a fost primul iubit. Nu a fost iubit, a fost și el săracul acolo. Primul iubit. Măcar o fi fost primul iubit. Asta e tare. Da, a fost. Da, mi-aduc aminte, eram studentă. Eram studentă și a fost un tip Florin, pe care l-am iubit foarte mult și care nu mai trăiește. A murit și el. Da. Și am auzit... am auzit că a murit împușcat. Și nu pot să cred așa ceva. Nu știu dacă e adevărat sau nu. După foarte mulți ani am auzit că era plecat în străinătate. A plecat în străinătate. Și România n-avea decât la vânătoare. Nu, România a murit. Și am auzit că a murit împușcat. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Și știi ce a ajuns să facă. Interesant. Interesant. Nu știu. Da. Și după aia a venit această relație cu Victor. Ce fel de soție ai fost? După aia ajungem și la teatru. Cum? Despre femei, că sunt unele care își motivează foarte bine bărbații și ei sunt opriși după ele, nu știu, cât ține relația. Și altele care sunt fie mai detașate, fie și chinuie bărbații. Păi stau tot timpul cu frică, cu teamă, cu... Cred că câte puțin din amândouă. Dacă așa e sănătos. Așa e normal. Dacă suntem la ora dezvăluirilor, nu aș putea să spun că am fost o soție ideală, cum nu pot să spun că am fost o mamă sau sunt o mamă ideală sau nu sunt ideală. Adică... eu nu am vrut să mă căsătoresc. Deloc. Pentru că n-am vrut. Am zis, dar de ce trebuie să mă căsătoresc? Ok, avem un copil. Așa, și eu am făcut copilul când nu eram căsătorită cu Țucu. Adică noi l-am făcut, nu eram căsătoriți. Ne-am căsătorit după ce Tudor s-a născut. Pentru că așa ce zice lumea, că știi cum este. Da. Că trebuie să vin București, că pe vremea aia... Erau niște vremuri speciale. Cu buletinul și așa. Și a zis, băi, dar chiar nu ajung să fac acest gest care este, cum să spun, îl faci odată, mă rog. Așa se zice, pentru un buletin de bucur. Nu vreau să mă mări și cu asta, basta. Și Țucu, mă rog, când ne-am decis și așa, a fost așa o chestie, bine, hai, gata. Eu aveam n-am făcut nuntă, am fost la starea civilă și după aia am făcut o petrecere mare acasă. Aveam o roche de la fondul plastic, de pânză topită, făcută de Doina Levința, pe care mi-a cumpărat-o cadou de nuntă Radu Duda, da, care era fratele meu. Și cu care ai debutat, de altfel. Da, da. Și mi-am prins părul, aveam părul lung așa, și mi-am prins părul cu o agrafă care avea o crizantemă albă așa, și cu niște balerine argintii și hai, la starea civilă acolo. El, Țucu, a avut, i-a zis, zic, vezi că eu nu sunt convinsă că mă voi mărita cu tine.
Chiar nu sunt convinsă... Era critic de teatru. De teatru, da. Nu sunt convinsă că voi spune da. S-ar putea să-mi vină pe chelie și să spun nu. Mă, l-ai ținut așa? Și el cunoscându-mă, dar n-am vrut să-l țin. El cunoscându-mă, a zis, bă, asta e în stare să mă pună să chem lumea aici și nu știu ce. Și i-am zis, zic, eu nu o să spun da. Și n-am spus da. Am spus bineînțeles. Ai spus bineînțeles? Da, numai ca să nu spun da. Da? Da. Ofițerul de stare civilă a zis... A zis, bine, las-o așa. Da, da, da. Deci te-a întrebat dacă vrei, îl iei în căsătorie. Da, și ai zis, bineînțeles. Da. Super tare. Deci ai găsit altă formulă ca să nu fie un da... Da, da. Clasic. Da. Erai deja actriță. Erai deja actriță. Da. Cum să nu? Ai luat la teatru în 1981, dacă nu mă înșel. Nu, în 80. În 80. În 80. Și este adevărat că, mă rog, cu un an înainte sau nu știu cât, ai picat prima oară? Da. Ai picat. Am picat la eliminatorii, da. Bine, nu era foarte greu să pici la teatru pentru că erau competiții uriașe, da. Sute pe un loc erau. Cei care nu știu astăzi și care intră la facultate fără să mai dai examene, bine, la teatru, nu mai știu cum e la ATF astăzi. Sunt multe locuri, nu mai așa de... Iar erau câteva sute pe loc. Erau câteva sute pe loc. Erau câteva... Păi erau vreo 8 locuri? 8. Și erați sute, nu știu cât. Da, erau câteva sute pe loc. 700 pe loc. Dar e adevărat că veneau mulți, 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 vreau să fie artiști. Dar după prima etapă eliminatorie, cădeau 3 sferturi. Și după aceea rămâneau așa, să zicem că oricum mai era o etapă eliminatorie, literatura română, nu era limba și literatura română, și apoi erau două probe cu note. La probele cu note tot mai erau vreo 30 pe loc, adică, da, prima și prima dată, știu, 300-400 pe loc, cam așa erau. Era enorm, erau acolo puhoi de lume. Am citit că te-a picat Marin Moraru. Marin Moraru, da. Celebrul Marin Moraru, da. Unul dintre cei mai apreciați actori români din toate. Și cu care după aceea am jucat și îi spuneam tata, tăticu. Și nu i-ai purtat pică? Niciodată. Păi avea dreptate. Cum să-i port pică? Omul avea dreptate. În primul rând că nici nu m-a văzut, că nici n-a ridicat, că erau 3 profesori la o comisie și era întuneric în sală și aveau 3 veioze. Uh-huh. Și eu când am intrat la proba eliminatorie pe pereți, eram la barnă, nici nu știam tot repertoriul pe din afară, m-am dus așa. Am văzut 2 fețe, nu mai știu cine erau aceia, în penumbră așa, și o chelie. Că prima dată nici n-am știut ce e aia, pentru că el a stat așa tot timpul și eu am văzut chelia. Deci el nu a ridicat capul niciodată să vadă, pentru că n-avea de ce să-l ridice. Omul știa. Și acum, nu i-a atras atenție. Nu, deloc. Acum știu și eu asta. Adică, fără să mă uit, dacă nu e ok ce aud, nici nu mă mai uit, dacă eu odată mi-atrage atenția și mă uit. Știi? N-avea de ce să se uite săracul om. Și am picat la eliminatorii. Dar aia m-a ambiționat. Eșecul ăla. Pentru ce, că zis, ce ți-a zis tatăl tău după examen? El mă aștepta afară și eu eram nervoasă și am zis, am picat. Rușine și la eliminatorii. Și el a zis, asta e viața, acum ce facem? Ne apucăm de o facultate normală sau rămânem cu asta? Și am zis, na, de acum încolo o să vadă ei cu cine au de-a face. Asta m-a ambiționat ceva de groază. În general sunt așa, dacă nu-mi iese ceva, mi s-a mai întâmplat de câteva ori în viață, dacă nu-mi iese ceva și simt eu că m-am făcut de râs sau că oamenii au zis, hai mă lasă că fac pe dracu-n patru ca să revin în forță și să nu las acea impresie. Nu știu de ce e ambiția deci asta. Deci ești o învingătoare. Ești o luptătoare. O luptătoare, da. Luptătoare. Nu știu dacă sunt învingătoare neapărat, că n-am învins de fiecare dată. Dar luptătoare, dar nu-mi place să fac ceva de mântuială. Nu mi-a plăcut nicio. Ori o fac ca lumea, ori nu o fac deloc. Practic. Da. Sau vrei să progresezi în permanență. Bun, și ai luat a doua oară, nu? Te-ai dus? A doua oară, dar am luat ultima. După mine s-a tras linie. După tine s-a tras linie. Da. După mine s-a tras linie și a... Dacă ai fi picat atunci, ce crezi că... Și a doua oară? Da. Nu, dădeam și a treia oară. Dădeai și a treia oară. Da.
Acolo, atunci am văzut eu că acolo erau veterani, acolo la teatru nu intrai ușor, să știi. Și erau niște profesori Dumnezeule, deci ne lipeam de pereți când treceau Cotescu, Demrădulescu, Amza Pelea, Olga Tudorache, Sanda Manu. La revedere, vrei să-ți mai spun? Recitam de mic și țin minte că în timpul unor spectacole pe care, la care am participat, erau oameni care dăduseră de 20 de ori la teatru, da, și oaseră pe la 40 ceva de ani. Da, 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 așa da. Era. Intrai greu, greu. Și se făcea școală ca lumea, nu așa. Păi domnul Cotescu era rector. La un moment dat a ajuns rector, cred că eram eu prin anul 2. Asta se întâmpla la Iași. Nu la Iași, nu în la București. La București ai dat. La București. La Iași te-ai dus și ai fost la Iași după facultate. După facultate. Și când trecea domnul Cotescu, noi mai eram pe holuri, pe acolo, râdeam pe mese, pe alea, când trecea domnul Cotescu, dar nu era nevoie că era așa blând și bun. Eu, ce faci, puiule? Și când trecea domnul Cotescu, odată ne opream și ne ziua, domn profesor, pentru că așa simțeam, nu pentru că era rău la Cotescu sau... Așa simțeam, adică nu exista să stai tolănit în fața Amza Pelea sau... Doamne ferește! Nu, e altă... Deja e o lume care s-a dus. Ai fost la clasa Olgăi Tudorache. Da. La care a ajuns până la urmă și sora mea, Dalina, ulterior. Și în combinația asta cu Adrian Pintea. Cum... Cine? În combinație cu Adrian Pintea. Cine e sora? Sora mea, Dalina. Da? Da. N-am știut. Da, sora mea a fost la clasa Olgăi Tudorache, ulterior, după niște ani. Dar revenind la partea asta, cum te-a influențat Olga Tudorache? Cum a fost relația cu ea? Cred că m-a influențat total, fără să vrea neapărat, dar personalitatea era atât de puternică, uriașă. Am ajuns la ea, mă rog, asta am mai tot spus-o, tot așa a fost o întâmplare, toate... Tot ce s-a întâmplat important în viața mea are și o latură comică, știi? Nu mă vroia nimeni, nici ea, nici Sanda Manu, și n-a avut încotro că Sanda Manu a zis, nu, iau eu. Dar de ce nu? Deci după ce am intrat, fiecare s-a dus în vacanța lui și când ne-am adunat toamna la școală, cu toții, erau și băieții veniți, intrați cu un an în urmă și care făcuseră armata. Da, da, da. Și erau și ei veniți. Ei toți îi cunoșteau între ei că dăduseră de mai multe ori. Eu nu cunoșteam pe nimeni. Ei erau mai mult din București, eu eram de la Ploiești, mai provincial așa, mai cu bube pe față, mai mă băga nimeni în seamă. Și timidă, cum îți spun, că eram timidă. Și doamnele nu nimeriseră la comisiile la care fusesem noi. Și atunci trebuiau să ne cunoască. Și atunci... ne-a unit într-o clasă cu doamna Olga Tudorache, doamna Sanda Manu de la cealaltă clasă și doamnele asistente aferente, Adriana Popoviș la noi și Geta Angheluță la doamna Sanda Manu. Și au zis, bun, hai mai spuneți odată ceva din repertoriu să vă vedem și voi și noi pe voi și să vedem cum se repartizează la ce clasă. Și toți știau acolo o grămadă de lucruri. Eu dacă am fost așa fericită că am intrat, eu am uitat tot și nici nu m-am pregătit pentru că nu știam că se va întâmpla asta, că ne vor pune încă o dată să spunem. Și când a venit și rândul meu, mărât așa cum eram cu bube, cu alea, am început să spun o poezie, am uitat-o, am început să spun altă poezie, am uitat-o, alea deja se uitau în cer așa, adică, aoleu, Doamne, ce-o fi asta? Bine, dragă, spune și altceva. Atunci am început să spun monologul, am uitat și pe ăla, am zis și puțin din trei rânduri din povestire, am uitat-o și pe aia și am zis, bine, du-te la loc. Și dai seama discuția cum a fost, ce facem cu tâmpita asta, că... Sanda Manu a zis, eu nu iau, dragă, nu te supăra. Doamna Olga a zis, și atunci mie ce-mi rămâne, că nu o să o lăsăm pe stradă, dacă nu iei tu, trebuie să o iau eu. Și așa am nimerit la Olga. Și mi-a povestit asta Olga. După aceea, Olga a zis, păi o să o iau eu, că asta ori e tâmpită rău, ori este genială. O îmi vedea ce-o fi cu ea. Și așa am ajuns eu la Olga. Bine, ar fi fost minunat și la doamna Sanda, normal, dar ajungând la Olga, eu m-am legat așa foarte tare de ea și a fost cumva ca mama mea de-a doua. Am mers toate vacanțele aproape împreună cu dânsa și cu Radu Duda, cu principele Radu, am mers la mare împreună, stăteam împreună într-un apartament la Hotel București, care e acum Iachia lui Hagi. A existat vreo relația mai apropiată între tine și Radu în acel... Între mine și Radu nu, eram ca frații. Nu, e fratele meu, nu.
Nu, și... Nu există niciun moment încă. Niciodată. Nu, niciodată. Da, chiar niciodată. Eram exact ca băieții. Adică, nu. Și, cum să spun, ne-a luat de mici, practic, din anul 2, să jucăm la teatru mic. Și atunci era o chestie ieșită din comun ca niște studenți să joace la un teatru profesionist și lângă Olga Tudorache. Înseamnă că ai impresionat-o foarte tare. Dar ne-a ales pe noi și așa, făcând turnee împreună și mergând tot timpul împreună, s-a creat această legătură. Olga este mare parte din viața mea profesională. Aș putea spune că și-a pus amprenta multe procente, peste 50%. Dar înainte de Olga Tudorache, eu am făcut pregătire, că după ce tata a zis hai, bine, atunci să o facem cum trebuie, nu cum ai tu gărgăuni în cap așa, și am, printr-o cunoștință comună, am ajuns la Olga Delia Matescu. Deci vezi, olgile, două olgi mie mi-au marcat traseul, cum ar veni. Olga Delia Matescu, care nu mai făcuse niciodată pregătire cu nimeni, tânără actriță la Teatrul Național, și care m-a ținut de probă 3 luni și m-a chinuit de... Doamne Dumnezeule, deci a fost ceva groaznic. Groaznic, în sensul că am înțeles cam cu ce se mănâncă această meserie, pentru că orice fată crede că e ok, te duci la teatru, spui acolo, vezi, ești și drăguță, gata. Na, na, na. Adică atunci am înțeles în ce mă bag. Și mărturisesc că am avut la un moment dat un moment, eram și ruptă de oboseală, pentru că eram, terminând liceu pedagogic, am fost repartizată la post, făceam naveta la țară. Ai fost învățătoare. Am fost profesoară. Profesoară, că n-aveau post de învățător la școala aia, și am fost profesoară de muzică și desen, că am făcut muzică și așa, clase 5-8, eu eram de vârsta. Și bani pe care ai câștigat? Da, am câștigat bani. La țară? Da. Și făceam naveta de la Ploiești la țară, cu trenul și formă, cu ce să nimerea, tractor, orice. Și după aceea, după ce terminam, plecam de la iar făceam naveta înapoi la Mizil, cu ce să nimerea. De la Mizil luam trenul către București. La București făceam 2-3 ore de pregătire, plecam cu trenul noaptea, două noaptea, plecam cu trenul, veneam la Ploiești, dormeam câteva ore și după aia mă duceam, mă spălam și mă duceam iar la școală, că aveam școală în fiecare zi. Și eram ruptă, ruptă de oboseală și trebuia să și lucrez cu mine, pentru că Olga îmi dădea. Ai vrut să renunți? Te-a tentat? M-a tentat pentru că mi-am dat seama că nu e ușoară meseria asta. Nici nu știu dacă m-am gândit că o fac pentru că e ușoară, dar am zis, bă, dar e greu rău, adică mai bine văd fizică, până la urmă, sau chimie sau ceva, e greu rău. Dar așa a fost un moment, pentru că și plăcea foarte mult. Că era, și Olga m-a supus la cazne grele și după 3 luni de zile a zis, da, ok, eu o păstrez la pregătire. Și am rămas la ea la pregătire și uite că datorită ei am intrat, că dacă mă duceam tot așa, picam și a doua oară, dai seama. Da, a fost o decizie inspirată. Se spune că viața, în viață contează foarte mult clipa, da, aia în care iei decizia. Da. Ori sunt decizii neinspirate, ori decizii foarte bune. Important este să nu ratezi trenurile alea care trec prin gara ta. Ai debutat cu Radu Duda, cu Principele Radu Duda. Da. Pe vremea era un actor care aspira și la mai bine. A apărut și prin filme, l-am văzut de mai multe ori. Cum ți se pare Principele Radu Duda? Pentru mine este la fel. Actorul Radu Duda a fost frate. E la fel? Pentru mine este la fel, pentru că noi am păstrat aceeași relație. Râdem, vorbim exact ca atunci. El, dacă are una bună să-mi spună, îmi dă telefon și mi-o spune. Sigur că... Te sună și îți zice, da, o poantă sau... Da, 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 da. Asta e... Și invers. Dar sigur că la întâlniri oficiale sau, mă rog, când mai... Mă mai cheamă și pe mine. Sigur că nu mă duc să mă bat cu el pe burtă. Adică asta știu și eu, să păstrez un protocol și așa mai departe. Dar noi doi suntem la fel. Nu s-a schimbat absolut nimic. Deci când vă întâlniți, este omul pe care l-ai cunoscut. Absolut, absolut. Și niciodată nu a uitat oamenii cu care a început. Și întotdeauna de Paște, de Crăciun, de ziua mea, nu mai spun, sau
de Paște, Crăciun, în cazul doamnei Olga Tudorache, sau mai aveam noi o prietenă comună, Miți Marin, el întotdeauna trimite un coș cu bunătăți, cu ce e acolo. Iar când am împlinit 50 de ani, uite, am să spun, când am împlinit 50 de ani, a zis, vreau să-ți fac un cadou deosebit. Și a zis, o să-ți organizez eu ziua ta și te rog să inviți pe cine dorești tu la Palatul Elisabeta. A făcut acest gest? Da. Și pentru doamna Olga a făcut. Foarte frumos. Da, este un om absolut extraordinar. Dar, apropo de această latură a casei regale, ești monarhistă? Da. Crezi că monarhia, dacă am fi avut monarhie după 1990, cu totul altceva. Ar fi fost absolut într-o zonă mult mai bună? Absolut. Păi am fi avut în altă credibilitate, în primul rând. Am fi arătat altfel. Știi, în 90, când a venit regele, când a putut intra prima dată și a fost la Biserica Sfânta Vineri, 91? În 91, cred că. În 91. Era prim-ministru Stolojan, Teodor Stolojan. Nu mai știu cine era, nici nu contează. În 91, când a avut voie să intre în țară, 91. M-am dus și eu cu Radu să căscăm și noi gura pe acolo. Știind povești despre regele Mihai de la bunic, bunică-miu și așa mai departe, da? Erau toate, erau legende. Prima oară când i s-a permis. Când i s-a permis să vină. Când a fost 91, știu că a intrat... Când a fost la Biserica Sfânta Vineri. Petre Roman prim-ministru și nu s-a putut, pentru că nu avea nu știu ce... Păi când l-au acte. Întors... Când l-au întors de la... O dată de la aeroport și a doua oară din drumul spre mormintele familiei. L-au întors cu mitralierele din drum, cu da, ceva oribil, cu miliție, cu ceva îngrozitor. E, și apoi Iliescu i-a permis să intre și a venit la... Știa el de ce interzice, că atunci când a venit în București, eu nu am văzut niciodată atâta omenire cât a fost atunci. Niciodată. Cred că de la mai încolo de Arcul de Triumf și până la Unirii, dacă aruncai ceva, orice de sus, nu cădea jos. Cădea pe creștetul unui om. Vreun milion de oameni. Eu cred că erau mai mulți. Chiar mai mulți de atât. Eu cred că da. Și eu cel mai mare meeting din istoria da, incredibil. Deci cel incredibil. Mai mare din istoria României. Sunt filmări, sunt fotografii, au rămas. Adică ăsta a fost potențialul monarhiei. Da. Toate astea nu s-a întâmplat. Păi nu s-a permis. Și eu m-am dus cu Radu. Ți-am zis să căscăm și noi gura. Că eram, hai mă, să-l vedem și noi pe regele Mihai. Da. Și asta vreau să-ți spun. Că la câtă omenire era acolo, bine, era 91. Dar încă începuseră pufuleții, ce se mai vindea pe acolo, suc, ceva. A fost toată nebunia. S-a terminat, ne-am mutat cu toții la Hotel Capitol, unde el a ieșit la balcon, s-a terminat și chestia asta, s-a răspândit toată omenirea de acolo. Și am remarcat amândoi, eu și Radu, același lucru. Bă, tu vezi că nu e un gunoi pe jos? Deci, Mădălin, nu era o hârtie, nu era pe jos. Întotdeauna când sunt mulțimile astea, rămâne de ferească Dumnezeu. Vreau să-mi spui de ce s-a întâmplat asta, dar după o scurtă pauză de publicitate avem... Nu mi-am dat seama când a trecut timp. Da, nici eu. Și deja am trecut prin nu știu câte zeci de ani de povești extraordinare. Vom vorbi și despre bani, cât contează bani în viață, despre decizii inspirate, despre decizii mai puțin inspirate, despre prieteni, dușmani, despre mari actori, despre femei fatale din lumea filmului și teatrului românesc, despre femei geniale. Revenim în câteva momente cu Carmen Tănase. Este o seară specială. Rămâneți în continuare alături de Metropola TV. Avem doar câteva minute de pauză.